Bună seara! Uh, voi arăta, în primul rând, un, o prezentare PowerPoint. În această seară, mă bucur că ați venit. Și iată, de exemplu, eu o lucrare prezentată la o catedră de pedagogie la Comrat. Bun, am avut un proiect cu Republica Moldova și era și Comratul. Uh, câteva lucruri vreau aici să scot în evidență. Eu v-am pus lucrarea și dumneavoastră. E foarte interesant să vedem cum lucrează această platformă, pentru că doresc tare mult să înțelegeți că eroul principal în tot acest proces de instruire online este studentul. Aici este un standard ai tripului și o să-l explic pe îndelete ca dumneavoastră să înțelegeți. Deci studentul ăsta se conectează prin intermediul internetului, are terminalul video, are audio și se conectează la un curs. În momentul în care el se conectează la curs, el solicită solicită prin intermediul sistemului, interfeței grafice, conținutul de didactic, didactic pe care trebuie să îl învețe, conținutul de studiu. Și ăsta ia dintr-o bibliotecă de cunoștințe care este tot reglată și controlată de platformă, în cazul nostru Moodle, sau am spus noi Learning Content Management System. Acum, sigur că este un index de solicitări, este un index de conținut cu metadate. Bun. El ce face? Studentul este monitorizat permanent ce face el cu comunicarea uh, home uh, Uh, computer interaction el are un comportament care este evaluat în funcție de ce informații primește uh, platforma și în final îi se atestă cunoștințele Da. toate acest comportament este într o bază de date deci există aici, există aici un uh, flux primar, livrare uh, de informații și fluxul secundar care asigură monitorizarea studentului cu ajutorul sistemului și comportament are el? Acum, structura funcțională nu are rost să o prezint în, 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 în întregime. Dacă o să aveți răbdare, dumneavoastră, o să vedeți că sistemul se comportă așa cum îl folosiți și dumneavoastră. Eu am să merg un pic mai repede, pentru că doresc să scot în evidență. Uitați-vă aici. Structura funcțională a un sistem de informa informatic, de instruire. Campus virtual. De fapt, asta este uh, platforma Moodle. Deci, reluăm în, ca în condițiile în care am pus studentul, interfața grafică, navigatorul, aici sunt cursurile, cum e sistemul Edu Tuiașro, studentul beneficiază de niște fișiere, și acum ce face acest student? Deci solicită material, el este coordonat întreaga activitate. Aici e partea interesantă că pot lucra în mod independent mai mulți studenți. Asta e meritul sistemului informatic. Chestia asta cu interfața grafică v-am mai prezentat-o, n-aveți decât din nou să vă uitați la ea. V-am explicat de ce trebuie să faceți ceva cu informația, pentru că, altminte, informația se pierde. Și, în cazul nostru, pentru ca o clasă să fie activă, ce se întâmplă? Studentul trebuie să posede niște condiți, cunoștințe anterioare, teoretice, aplicații, exemple, simulări, ca să poată parcurge lecția. Deci trebuie luat treptat lecția 1, lecția 2, seminarul 1, seminarul 2. Ajungem la lecția 4, unde sunt niște activități. Sunt activități de grup. Și activități, după aceea, individuale. Deci, iată, înainte de lecție, când studiați individual și după aceea, când lucrați individual și eventual comunicați între dumneavoastră. Asupra acestei, acestui slide, diapozitiv. Nu voi insista foarte mult. Deci, profesorul poate preda online, da? Focalizarea pe student se referă la teste, atestare. Este foarte interesant focalizarea pe profesor, în care profesorul este cel care dă lecțiile, ca și în cazul, să zicem, al nostru. Iar după aceea, studenții comunică între ei, în echipă. Învață în grup. Discută online. Laboratoarele astea online de care v-am vorbit eu și sunt foarte importante. O să facem probabil până la sfârșitul anului acesta o exemplificare. Deci, lecția pentru un experiment online începe cu teoria, se explică procedura de executare, de realizare a experimentului, după care se prezintă, în cazul în care software-ul trebuie descărcat și încărcat pe mașina proprie, ce performanțe trebuie să aibă sistemul pentru a putea rula simulatorul, după care îi se prezintă studentului un filmuleț, un video, în care îi se arată vizual ce are de făcut, efectuează experimentul, după care studentul trebuie să susțină un test ca să vadă profesorul dacă el a executat corect și a înțeles ce a făcut în acest test. Sigur că pentru fixarea cunoștințelor, pentru uh, lămurirea unor neînțelegeri, studentul beneficiază și de bibliografie suplimentară. Vă spuneam că există. La nivel european, o platformă Scientix, Moodle, care are, uitați-vă, instrumente pentru profesori, instrumente de tehnologii informatice și de comunicații și lecții de management al clasei. Ar fi util dacă dumneavoastră v-ați uitat la așa ceva. Vă spuneam de manual. Bun. Și am încheiat această prezentare. Revin acum, deci așa se derulează. Acum revin. Așa. Și ne conectăm la curs. Iată. Am ales o foarte important. La diverse am cursuri gratuite open de la Open University. Este universitatea cu predare la distanță online cea mai grozavă din Europa și chiar din lume, pentru că se adresează un, unui public larg. Open de regulă înseamnă că nu se dă admitere. Te înscrii pur și simplu și dacă ești în stare Absolv un curs. Și am să iau aici trei cursuri. Înainte de asta, eu am să vă prezint catalogul, și după aceea, ia, uitați să vă un curs aleg aici. Eu m-am logat, dumneavoastră vă puteți crea un cont. Și unde credeți că m-am logat ca să vă arăt? Cum se face predarea online? Acum, spuneam noi că putem să facem cu traducere. Chiar dacă nu cunoaștem grozav de bine și în detaliu terminologia, mă duc pe site, traduc site-uri. Așa, pun site-ul ăsta, Îi dau click și ia uitați-vă acum. O să vedeți că pot naviga fără niciun fel de problemă în curs. După aceea am să vă arăt un alt. Chiar dacă nu e nicio pierdere de vreme, să știți. Uitați-vă. De deci ce el îmi spune mie că acest curs gratuit menționez că trebuie să vă înscrieți și nu e nu o problemă. Traducere din în, din Trebuie să mai verific o dată din engleză în română. Mă scuzați, n-am fost eu atent. Așa. Imediat. Trebuie să fiți atenți la detaliul acesta. Așa. Ia să vedem. Un pic. Bun. O să închid prezentarea. Nu mai merge, reîncărcăm. Pune că are suficientă memorie să le deschidă pagina. Deci din engleză în asta. Îl închidem. Asta. Îl închidem și pe celălalt. Așa. Nu trebuie, descărca, nu trebuie deschise prea multe ferestre. Asta e toată problema. O să facem în așa fel încât să... A, așa. Bun. Indiferent ce se întâmplă, o să vedem mai departe. Și aici să știți că el poate fi descărcat, alte cursuri au, numai ăsta nu are, uh, mai multe form formate în care individul, studentul, poate descărca cursul pe mașina lui și îl poate studia fără să fie conectat la internet. Vedeți? Aici are Word, PDF. HTML și așa mai departe. Uh, unele dintre ele pot fi încărcate direct pe platformă. Acum, dacă eu îi spun aici să-mi traduc în română, îl închid pe ăsta și pe ăsta alt, pot să-l urbăresc acest curs fără niciun fel de probleme. Conținut, observați, Uh, un sondaj și așa mai departe. Deci, conținutul cursului, ca să vedeți organizarea unui curs, are așa, uh, predarea online e diferită și are o introducere, gestionarea studiului dumneavoastră, a fi cursant online, ia să dăm pe asta puțin, Așa. Și ia, ia uitați-vă. A fi cursant online. Iarăși îi dăm cu traducerea. Și îmi spune. Cum învățați? Obiectivele de studiu, gestionarea timpului de lucru, spațiu de lucru, cum să susține, cum să iau notele, după care el îmi spune mie, pregătirea pentru studiu online. Notează-ți obiectivele. Dacă nu ai. Deci, asta vă ceream eu. Și aici îmi spune mie, oferiți răspunsul dumneavoastră. Vedeți? Deci, în momentul în care eu vă rog să citiți și să dați un răspuns, face parte din procedura de studiu. Eu am să vă mai dau un, o prezentare aici, video. Pe care am susținut-o astăzi dimineață, vineri, la simpozionul Asociației Generale a Inginerilor din România, ediția 2023, ediția 15, cred, în care se menționează și se subliniază și în articol, am să vă pun articolul la dispoziție, pregătirea viitorilor ingineri. Și actualilor ingineri deja în activitate. În condițiile în care lumea este în continuă dezvoltare și uh, apar modificări neașteptate în domeniul tehnologiei sau relațiilor, uh, în pregătirea unui inginer care folosește și învățarea și predarea hibridă, blended learning, teaching așa și uh, virtual laboratories această uh, nou mod de continuare a pregătirii profesionale solicită un student conștient rezilient și motivat care el își Organizează timpul de studiu. Eu am să închid un pic aici și revin tot la Open University, că vreau să vă arăt. Sunt cursuri gratuite care merită să încercați să le studiați, să le urmăriți, pentru că viitorul este al acestuia. Uitați-vă aici are. Bani și afaceri, finanțe și afaceri, dezvoltare și educație, sport și psihologie, istorie și artă, limbi străine, știință, matematică și tehnologie, digital computing. Am să iau aici de la digital computing unul singur. Imediat. la Digital Computing o să iau unul singur la nivel introductorii. Că astea sunt gratuite, vedeți? Unele nu sunt gratuite. De exemplu, introducere în sistemele ICT sau TIC, cum le spunem noi. Tehnologii informatice și de comunicații. Și observați, eu am încă o dată, vă, vă recomand să vă înscrieți. Și iarăși, îi dăm cu traducerea. Unele dintre ele, care sunt gratuite, le puteți studia uh, pentru plăcerea dumneavoastră și pentru lărgirea orizontului de cunoștințe și de înțelegere. Vedeți, Informatii, informației. De ce sunt informatice? Pentru că informatic vine de la informațiune și automatic, prelucrarea automată a informației. Așa. E curs gratuit. Și ce intrare în curs, numai puțin, conținutul cursului. Are introducere, descrierea unui, unui sistem. Deci ele sunt foarte elaborate pentru că descrierea unui sistem. Aia uitați-vă. Așa. Și are, vedeți cum e organizat. Descriere, explorare, introducere, o harta sistemului, subsisteme, proces. La să dăm pe proces, de exemplu. Procese, da? Așa. Procesele. Descrierea celor trei subsisteme de transmitere, mijloace de transmitere a unui mesaj. Are o figură, un model, îmi arată descrierea. Vedeți? Așa. Uitați-vă la proces, dezvălui discuția. Vedeți? După care el merge la următorul ecran. Cursul se poate studia, dacă îți dai interesul și ai abilitate, în 9 ore. E bun dacă îl studiez și într-o zi sau în două zile consecutive. Uitați-vă aici. Traducem. Vedeți? Dăm figura 8. Ia. Păi dați-l. Vedeți? Figura 8. Acum, partea cea mai nostimă aici are tot conținutul. Uitați-vă, vă rog. îl dăm înapoi, aici, și ăsta îl puteți descărca și chiar traduce, cum v-am arătat eu, uitați-vă aici, uitați-vă aici, îl puteți descărca în mai multe formate. Eu nu mai am, am să vă arăt că îl puteți descărca fie în cuvânt în Word, fie în PDF, fie în HTML. Eu vă recomand în Word. Uitați-vă dau click pe el. Vedeți? Și îl descarc. Uh, am să-l opresc. Uh, la un moment dat. Aș. Bun. Revenim acum înapoi la sarcinile noastre de astăzi. Ia să vedem. Așa. Suntem la lecția 4. Vedeți? Suntem la lecția 4. Un pic până să își revine. Așa. Data viitoare am să vă arăt altceva. Dar la lecția asta 4, eu am pus aici, și asta vă rog eu frumos să urmăriți, și în curând o să încheiem, pentru că mai trebuie să și vorbim. Așa, închid. Ce am pus eu aici? Am pus două prezentări. Am canal YouTube, unde găsiți și, o să găsiți și înregistrarea pentru lecția numărul 4. Și acolo am o prezentare despre ce înseamnă clasă activă și o prezentare despre abilitățile necesare ca să se poată desfășura lecțiile online. Am, în afară de video, prezentarea în PowerPoint în original, în limba română, și articolele care însoțesc această prezentare. Deci când mergi la o conferință de asta simandicoasă, faci articolul, faci prezentarea și în condițiile în care particip online, trimiți și un fișier MP4 care prezintă, așa cum ai prezentat o vizual cu ajutorul lui Zoom, prezintă prezentarea cu tot cu explicațiile autorului. Vedeți? După care, am, mai am niște explicații aici, care unele din ele se repetă, nu are nicio importanță să spune în latină, repetiția mater studiorum est. Vedeți? Și vă recomand să citiți, asta o să o regăsiți și într-o prezentare, și deocamdată, pentru ziua de astăzi, este suficient. Acum vom continua. Cu Google Meet. Vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție. Așa. Acum.